Jador, primul mesaj după ce s-a aflat că a fost dat afară de la Survivor. Jador a fost descalificat de la Survivor All Stars din cauza unor probleme personale. Mai exact, a încălcat anumiți termeni din contractul semnat cu cei de la ProTV. Faimosul ar fi fugit din emisiune din cauza că nu a putut sta departe de, de Onasio Candres, Bonica de la Survivor 2022, cu care are o relație și de care este îndrăgostit lulea. Ei bine, Ajunsă acasă în România, Yador nu are voie să o apară în public, cel puțin până nu vor fi difuzate imaginile cu eliminarea sa de la Survivor All Stars. Chiar și în aceste condiții, manelistul are acces la telefon, însă sora lui este cea care continuă să se ocupe de publicarea de conținut pe pagina lui de Instagram. Astfel, imediat după anunțul cum că ar fi fost descalificat de la ProTV, pe contul acestuia a fost postată o imagine cu faimosul din timpul unei probe de pe insula Dominicană. Totodată, pe lângă condiția ca Oana Ciocan să fie adusă în concurs, Jador ar fi negociat la sânge suma pentru care a acceptat să se întoarcă în show-ul de la Pro TV. Mai exact, 10.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută pe insula din Republica Dominicană.